intrat în casă, el era cu Aista și încă doi veniteie, și 3 ani și 6 ani. Și-o trașul zic că ieși până afară, deci striem. Și l-a apucat de chef, l-a tras pe ușă, l-a bătut picioarele, l-a trântit jos. Și cine? Pisoțul dumneavoastră sau copil? Pisoțul, că el a ieșit la puțin. Și cine s-i? Sunt niște nepoze noștri. Așa. Și eu, un băiatul, și m-a chemat și hai acasă, că ia că tata l-a bătut. Când m-am dus, era de un polițist sector acolo, lângă dânsul și de... Și zice, ia că noi am venit sucea în Antochie și am dat pește dânsul chiar și de bătut aici. Și am venit salvarea. Și salvarea nu a mai venit. Și am scris el polițistul și ala cine și cum și iată îndreptare echipurile să duc să treacă expertiza asta. Și a fost și așa la nu era doctor. Și a avut numai până la oară 10, dar noi până în găsă mașină, până nu știu și... I-am dus la spital, să-l punem în spital, că uitați și ochii are, eu mă tem de dosul, nu știu cum ați șeas fac cum. Asta mă întreabă, dar cine vă trimă să aici? Sunt totul de sector, să pun să sude, zici că da, nu la noi, noi n-avem ce fac, să uită așa la dânsul și când... La care spital? Raional, de la Călăraș? Da, da. Aha. Și apoi când ne-am întors la Băneasa, la comisar, la jos, la poliție, la noi, tot la Călăraș. Să-i spun ce înseamnă asta, că mă primește, că el e doar să vadă, măcar inject ceva să-i pună. O zic că comisarul, nu uite, noi n-avem ce faci de jur, nu zic ce-ți vă faci noi cu... Și zic să venim aici la Chișinău, undeva la hospital, vedem ceva, nici o idee n-am să fac lucrul ăsta. Eu am o copilă, primesc de la stat nicio capică, de lucrat n-avem unde lucra, la care, eu nu știu, poliță n-are. 8 copii? 8 avem. Și zic, ia pui și zic, ce e legea, să iei, să-i pui, să-i plătească medicamentele, să-l lecuiesc, eu nici nu știu ce să fac cu el. Și mai pierd mă ca acasă, să arăt sunt telefon și pune și eu într-un cargă și tăți, și cei mai mari tăți vă mult. Neamul și ăla? Da. Ca cine, o persoană sau mai mulți l-au bătut? Trei. Trei? Trei e fost, da. Și nepoți, neamă? Doi sunt nepoți și unul din Mahal. Și deși cauză și cum că el alaltă era la Moscova și el l-a bătut și în casară, în poliția nu știu, grei cu dejul. Dar de ce l-a bătut? Să iei bani sau nu a adus bani de la Moscova? Nu, nu am eu, așa ei au venit la Moscova. A, ei au venit la Moscova. Dar nu mă întreba nimic, că nu i-a spus nimic. Polițiștii vor ghi cu dușul și văd că ies acasă. Dacă era și, nu știu, nu vă pot spune nimic, că eu aș dori să fac o dreptate oricare. Eu mă tez mă duc acasă, dar încă așa mi-i tiei seara și o spărietă, s-ar tătă noapte, cu au zăcâle cu materiale. Dar câți copii ești aici? 8 avem. Tu ești așa mi-i tiei? Ce să-ți mi-i tiei? Păi sunt mai mari, dar nu erau acasă. Și cel mai mare al suna și spune, eu zic, și tu gândești că dacă ești mare, mai tem tine și ești tu ca tatu. Cum ești așa, de bătut sau? Bătut așa, da, cum e tasul. Dar spune, și cum mă înșarc, și tiei așa și... Și azi mă pune cu dânsul, că uitați-vă și mă, chiar eu mă tem de dânsul, să te ridici la cap, să iau, el nici nu vede deloc cu ochi. Dar cum vă numiți? Drăgancea Maria și el e Drăgancea Gheorghe. Dragancea Mihail și cu Dragancea Andrei. Și zveri de al soțul dumneavoastră, da? Da, tata lor Mihail, cu stracul. Așa. Și al treilea? Și el a înțeles Jombei, tot de Mahal. Dar și patru erau, trei. Da? Trei. Al treilea e Jombei? Da. Înțeles. Doi frați și celălalt. Tății trei lăbătut ieri la Neasă.